în echipament de culoare închisă, acum în imagine echipa Steaua, în alb Anderlecht. Vreme foarte bună pentru fotbal, teren excelent, teren ce a stârnit admirația oaspeților belgeni încă de la antrenamentul de ieri după amiază. Iată acum formațiile, vom începe cu oaspeții, Anderlecht în ordinea numerelor de pe tricou, numărul 1, Vecheman, numărul 2, Peruzovic, numărul 3, Grün, numărul 4, Schifo, numărul 5, Andersen, numărul 6, Verkauteren, numărul 7, Van der Reyken, numărul 8, Freeman, numărul 9, Van der Berg, numărul 10, Olsen, numărul 11, Lozan. Aveți acum afișată pe micul ecran formația aliniată de oaspeți. Antrenori Arni Hahn și Martin Lippens. Și acum echipa Steaua, antrenori americanei și Angel Iordănescu. Numărul 1, portar Duc Adam. Jucător de câmp în ordinea numerelor de pe tricou, 2, Iovan, 3, Bărbulescu, 4, Cumbescu, 5, Stoica, 6, Belodedici, 7, Lăcătuș, 8, Bălan, 9, Pițurcă, 10, Balint, 11, Peloni. Lovitura de începere va aparține echipei noastre. Arbitrul de centru a ridicat mâna, semn că se apropie fluierul de început al partidei dintre Steaua și Anderlecht. Și iată în acest moment a început meciul dintre Steaua și Anderlecht, returul semifinalei din Cupa Campionilor Europeni. Vă reamintim, în tur la Bruxelles, Anderlecht a câștigat cu 1-0. Vecheman în imagine, portarul belgian. S-a acordat lovitură liberă indirectă pentru oaspeți din trupul careu. Olsen. O minge lungă. Arbitrul îi atrage atenția lui Lăcătuș. Lăcătuș a contrat la minge, desigur nimic periculos. A fost un fault obișnuit de joc. Soarta calificării în finala Cupei Campionilor Europeni se hotărăște astăzi și aici pe stadionul Steaua, unde cei aproximativ 35.000 de spectatori au făcut și până acum și vor încuraja cu frenezie și în continuare echipa favorită Steaua București, căreia și noi îi dorim de plin succes în returul cu Anderlecht, îi dorim calificarea în finala Cupei Campionilor Europeni. Un fault asupra lui Lăcătuș. Da, și se acordă cartonaș galben fundașului stânga de la Anderlecht, Andersen. Lovitură liberă directă pentru Steaua, va executa Peloni. Înalt, Balint aleargă după balon, însă mingea părăsește suprafața de joc. Așadar, stimați telespectatori, un eveniment fotbalistic de primă mărime care a stârnit un mare interes și în cercurile fotbalistice europene, mărturie fiind și faptul că peste 30 de ziariști din presa scrisă și cea audiovizuală sunt prezenți la acest meci pentru a urmări partida dintre Steaua și Anderlecht. Iovan, Beloni, acum Andersen, din nou Iovan. Belgienii încearcă să calmeze atacurile Stelei, care au început încă din primul minut de joc. Iovan, însă încercarea belgienilor de a ieși pe contraatac a fost zădărnicită de apărarea noastră. În imagine, Belodedici, liberoul echipei Steaua. Aruncă Iovan. L-a găsit pe Tudorel Stoica. Tudorel Stoica este capitanul echipei Steaua. Peloni. Bumbescu.
Stoica. Lăcătuș. Dribling inspirat al lui Lăcătuș, pătrundere, dar este deposedat de Verkauteren. Pasă în adâncime pentru Pițurcă, șut! Gol! Minutul 4 de joc, 1-0 pentru Steaua. 1-0 pentru Steaua. Iată că echipei noastre campioane nu i-au trebuit decât 4 minute pentru a recupera diferența de la Bruxelles. Extraordinară pătrunderea lui Pițurcă. Șut cu piciorul stâng în colțul lung și Vecheman a fost bătut. Minutul 4 de joc, Steaua conduce cu 1-0. Belgienii au și repus. Da, și un atac al lui Stoica asupra lui Olsen. Aveți acum reluarea golului, șutul splendid al lui Pițurcă, un șut care a făcut inutilă intervenția disperată a lui Vecheman. Încă o reluare dintr-un unghi și mai bun din spatele porții. Au executat belgienii prin Van der Reyken, însă balonul a ajuns în brațele lui Ducadam. Extraordinar început al campioanei noastre. Năzuim că Steaua va juca foarte bine de-a lungul întregii partide. Acest gol mă face să mă gândesc la începutul la fel de bun din meciul cu Anderson, avertizat din nou. Acum două minute Anderson a primit cartonaș galben. Lovitură liberă pentru Steaua. Iovan în adâncime pentru Lăcătuș, lângă el Anderson. Aruncare de la margine pentru Oaspeți. A repus Anderson, a recuperat Stoica, poate pasa lui Lăcătuș. La limită, offside, la limită la Lăcătuș. Olsen. Van der Reyken. E ieșit în întâmpinare Stoica. Lozano. Spre Anderson. Anderson nu are cui pasa. Belodedici a preluat. Bălan, Stoica, țesătură de pase a Stelei. Băloni Pițurcă, autorul golului din minutul 4. A greșit de puțin, cu puțin pasa. Se lansase pe un culoar liber Bali un pic mai înainte. Lovitură liberă pentru Steaua. Lăcătuș. Balint însă nu a... Șuta lui Băloni! De la aproximativ 30 de metri, aplauze meritate pentru echipa noastră campioană, care are un început foarte, foarte frumos în partida de astăzi cu Anderlecht din semifinalele Cupei Campionilor Europeni, partidă retur. Belodedici, Bălan, a strămarcat desigur prezența în linia de mijloc a Stelei, a lui Bălan în locul lui Majaru, care acumulând două cartonașe galbene nu poate juca astăzi. Vine din spate foarte inspirat Iovan și trimite în brațele propriului portar. Băloni Stoica. Din nou Băloni. Inge lungă pentru Lăcătuș, a sărit însă Olsen. Se bate acolo frumos Balint, pătrunderea lui Balint, Lăcătuș e lângă el. Ce pasă! Nici a fost adresată lui Pițurcă, însă a intervenit fundașul Grun și a înlăturat pericolul. O fază foarte periculoasă, minutul 9 de joc, fază de gol
a Stelei. Păcat că balonul n-a ajuns la Pițurcă, era în zonă demarcat și el Lăcătuș. Van der Reyken încearcă să-și să lanseze pe Grun. Schifo acum. Lozano a fost, Schifo este la balon. Schifo m-a aruncat de la margine. Minutul 10 de joc, Steaua conduce cu 1-0 prin golul înscris de Pițurcă în minutul 4. Balint, Băloni, Stoica, Balint. Balonul a ajuns la Stoica. Stoica a fost împiedicat să joace mingea. Au recuperat belgienii. Grun, dar Bărbulescu este mai rapid. Îl vede bine pe Bălan, pătrunderea lui Bălan, pas în adâncime pentru Pițurcă, este în față cu Vechema, l-a driblat, încă un dribling, Iovan este lângă el, șut al lui Iovan, însă prea slab. Legările în atac ale Stelei sunt deosebit de periculoase. Pițurcă mi se pare astăzi într-o... Până în acest moment, mi se pare, într-o zi de mare inspirație. Să sperăm că așa va fi de-a lungul întregii partide. Grün. Balint a făcut Helz. Lovitură liberă pentru oaspeți. Execută Van der Reyken. Lozano, Schifo pe partea stângă până la Verkauteren, centrarea lui Verkauteren, dar Ducadam reține cu siguranță. A fost offside însă la Lozano. Doloni a executat până la Stoica. Lăcătuș. Anderson este mereu lângă el. Anderson, pasă adresat lui Freeman. Mai rapid decât el este Bărbulescu. Recuperăm. Doloni. Lăcătuș. O pasă lungă, foarte bună pentru Lăcătuș. Intrare a lui Verkauteren. Intrare de cartonaș galben. Da, și arbitrul îi arată pe merit cartonaș galben lui Verkauteren. Dacă Lăcătuș nu avea inspirația să se păzească la această intrare a lui Verkauteren, cred că se putea accidenta foarte grav. Deci lovitură liberă, execută Lăcătuș, aglomerație mare de jucători. Toți jucătorii de la Anderlecht sunt în propriul careu. Șut violent al lui Doloni! Și Vecheman respinge peste poartă. Lovitură de colț. Ofensiva Stelei, năvala Stelei asupra porții lui Vecheman continuă. Vă spun, toți jucătorii de la Anderlecht sunt în propria jumătate. A scăpat Stoica! Lăcătuș, dribling, Pițurcă! Extraordinar! Extraordinară ratarea lui Pițurcă din 4 metri. Poate o să revedem faza. Vedeți reluarea. Uitați-l pe Pițurcă, singur față în față cu Vecheman a fost și nu a reușit să-l păcălească. Poate îl va păcăli altă dată. Deci lovitură de colț pentru Steaua. Execută ca de obicei Băloni, lângă el este Lăcătuș. Băloni, șut pe lângă poartă. Aplauze, aplauze meritate pentru Steaua, care are un început foarte, foarte bun. Suntem în minutul 14 de joc acum. Un
14 minute și Steaua conduce cu 1-0. A avut alte două mari ocazii, dintre care ultima, cea mai mare, zice, s-a consumat cu un minut în urmă. Bumbescu a respins, Olsen, Lozano, percau teren. Și aruncare de la margine pentru noi, până la Iovan. Bumbescu i-a trimis înapoi lui Bălan. Stoica. Balonul a ajuns până la Pioloni, pe cealaltă parte. Bărbulescu. Și Ducadam acum. Steaua încearcă o liniștire a șocului, după care probabil va urma o nouă rupere de ritm. Acele atacuri în mare viteză. Andersen folosește mai tot timpul mijloace neregulamentare în duelul cu Lăcătuș. Am senzația că altfel nu-l poate opri pe Lăcătuș, în termen deosebită de joc, cum a fost de altfel și la Bruxelles. Andersen este avertizat după partida Tur, în ce privește posibilitățile lui Lăcătuș. Stoica! Pițurcă! Dribling al lui Pițurcă, s-a descurcat foarte frumos. Bălonii l-a văzut pe Lăcătuș, însă vârful stelei nu s-a dus pe direcția balonului. Van der Eyken. Andersen. Nu are cui pasa Andersen, că Steaua practică un marcaj foarte bun. Stoica, Pițurcă, încercare de combinație cu Pioloni. A fost Hens la Grun, jocul continuă. Grun a încercat să-i trimită lui Lozano, dar balonul a ieșit în afara terenului Belodedici. Stoica. Frumoasă execuția lui Stoica. L-a păcălit pe Van der Beek. Bărbulescu. Pioloni. Balint. Învăluire și acum Palin îl are în față pe Olsen, l-a triplat și balonul a fost reținut de Vecheman. Pressing asupra lui Freeman. Pressing făcut de Bărbulescu. Vor repune însă balonul în joc belgienii. Nu vă spunem noutăți, dar e bine să vă reamintim că Steaua a trecut, referindu-ne desigur la evoluția Stelei în actuala ediție a Cupei Campionilor Europeni, să vă reamintim, spuneam că Steaua a trecut în primul tur de campioana Danimarcei, 1-1 la Vaile și 4-1 la București, iar în turul al doilea de Honved Budapesta, 0-1 în deplasare și o victorie categorică 4-1 pe stadionul din Ghencea. A jucat apoi în sferturi cu campioana Finlandei, cu Sisi Lahti, cu care a terminat la egalitate 0-0 la București și a câștigat foarte frumos, după un meci foarte frumos, cu 1-0 la Helsinki. La rândul său, adversara sa de astăzi, Anderlecht. În primul tur a stat, Anderlecht a figurat pe lista capilor de serii în Cupa Campionilor Europeni. Deci, în primul tur a stat, în turul al doilea a jucat cu Omonia Nicosia, pe care a trecut-o doar cu 1-0 pe teren propriu și cu 3-1 la Nicosia. Centrare peste poarta lui Ducadam. În turul al treilea, Anderlecht a jucat cu Bayern München, în fața care a pierdut cu 2-1 de plasare pentru Anderlecht al lui Andersen, iar în retur a câștigat cu 2-0, calificându-se astfel în semifinalele acestei prestigioase competiții, semifinale în
care întâlnește formația noastră campioană, Steaua București, acum în posesia balonului prin Lăcătuș. Au repus belgienii prin Anderson, Lozano, Van der Eyken, din nou Lozano. Intervine Bărbulescu și înlătură pericolul. Schifo, Van der Eyken, Schifo, Anderson, Schifo, Van der Eyken. Șut însă pasă pentru Lozano, era un offside atât Lozano cât și Van der Berg. De la oaspeți se remarcă ca jucător Enzo Schifo, cel care și la Bruxelles de altfel a făcut o partidă excelentă în compania Stelei, el este și autorul golului. De la Bruxelles, Steaua acum în posesia balonului prin capitanul ei Stoica. Pasă bună pentru Lăcătuș, sperăm că o va ajunge. A încercat să recupereze această minge, nu a reușit. Verkauteren și Pălan trimite în afara terenului de joc. Anderson nu-și găsește un coechipier liber. Anderson, spuneam că nu-și găsește un coechipier liber, este un moment, să zic eu, caracteristic pentru aceste prime 20 de minute de joc din partida de astăzi, fiindcă în momentul în care balonul se găsește în posesia belgienilor, Steaua în practică un marcaj foarte strict, practic 8 la 1 pe tot terenul, ceea ce incomodează vădit pe oaspeții de astăzi. Lozano, în apropierea lui Iovan, diferență mare de gabarit între cei doi jucători. Lozano reușește să se descurce, în fața lui este și Bologna și până la urmă Lozano scapă balonul în afara terenului de joc. Foarte inspirate până acum lansările venite din linia de mijloc ale Stelei, baloane lungi adresate în adâncime, pe culoare bine găsite, baloane adresate lui Pițurcă, care iată acum este lansat din nou peste Peruzovic, șuta lui Pițurcă, vom obține un corner. E bine și atât din această fază. Spuneam, baloane lansate în adâncime, pe culoare bine găsite, baloane adresate lui Pițurcă și Lăcătuș. Iese infiltrări în atac, are Balint pe aripa stângă, fiindcă, din câte îmi dau seama, Steaua joacă astăzi cu trei vârfuri. Lăcătuș pe dreapta, Pițurcă în mijloc și pe aripa stângă, Balint. Corner, Pițurcă retrimite, Balint, gol! Este irezistibilă Steaua astăzi, irezistibilă! 2-0, o atmosferă entuziastă aici pe stadion. Tribunele sunt în picioare. Reluarea golului, Pițurcă, iată-l cum trimite înapoi. O fază în stil englezesc, dacă pot spune așa. Un corner foarte frumos și foarte precis executat de Bologna. Până, da, din nou în reluare, acest superb gol înscris de Steaua. Și din volee, Balint înscrie al doilea gol al Stelei, minutul 22 de joc, și echipa noastră campioană conduce pe Anderlecht cu 2-0. Vă reamintim, la Bruxelles, diferență minimă în favoarea oaspeților noștri de astăzi, 1-0. Lăcătuș îi lasă lui Pițurcă și 11 metri! Poate vom revedea faza. A fost 11 metri, după părerea mea, fault clar asupra lui Pițurcă. Revedem acum, poate că m-am grăbit. Clar fault.
clar fault asupra lui Pițurcă. Iată că arbitrul Volker Roth ne privează de o lovitură de la 11 metri și poate că această lovitură de la 11 metri, acum în minutul 23, ar fi hotărâtă definitiv soarta calificării în finala Cupei Campionilor Europeni, desigur, în favoarea Stelei. Van der Eyken. Bine se grupează Steaua în atac în momentele când oaspeții sunt în posesia balonului, luptă pentru minge între Bărbulescu și Șifo. Nu este Șifo, îmi dau seama cine este acolo. Freeman este, da? Și arbitrul acordă lovitură liberă pentru Anderlecht. Execută Verkauteren. Și Van der Berg a trimis mult peste poartă. Minutul 25 de joc. Tribunele scandează Steaua, Steaua. Echipa noastră campioană merită aplauzele acestor minunați suporteri, fiindcă ea, iată, după 25 de minute de joc, conduce pe Anderlecht cu 2-0 în partida retur din semifinalele Cupei Campionilor Europeni. Bălan, Pelonii, pasă lungă pentru Pițurcă, astăzi l-am simțit, am și spus-o de altfel, l-am simțit și îl simt într-o zi de excepție pe Pițurcă. El a și înscris de altfel primul gol al echipei sale. Lăcătuș, Balint, iată-l venit pe aripa dreaptă în crucișări derutante ale atacanților Stelei. Lăcătuș acum, pătrunderea lui Lăcătuș până la Balint. Pelonii! Mai bine șuta la poartă. A încercat să-i trimită lui Bărbulescu, venit în preajma careului advers, dar a greșit pasa. Șifo. Este acolo Bumpescu, foarte sigur pe el. Intervențiile sale îmi reamintește de jocul foarte exact pe care l-a practicat la Bruxelles, Bumbescu fiind un om de bază în apărarea Stelei în partida tur. De altfel, întreaga apărare a avut o evoluție bună la Bruxelles. Stoica, Iovan, Bălan. Trecere bună a lui Bălan, Pițurcă era demarcat. Lui a fost adresată mingea, dar prea departe. Freeman. Șifo, conducătorul de joc al oaspeților. Olsen. Olsen, liberoul care vine deseori în fazele de atac ale echipei sale. Bălan, deși micuț, a câștigat duelul cu Lozano. Iovan a încercat să-l lanseze pe Lăcătuș. Au recuperat oaspeții. Peruzovici. Peruzovici forțat de Pițurcă, a pierdut balonul. Acum Balint. Pătrundere frontală a lui Balint. A șutat însă într-un apărător. A venit foarte inspirat pe Belodedic, care a recuperat cu, vedeți ce execuții de mare finețe are Belodedic, care a și plecat în atac la faza de mai înainte. Au recuperat belgienii. Din nou mingea în posesia Stelei. Stoica, Lăcătuș, poate trece pe lângă Anderson. Da, aceste mingi adresate lui Lăcătuș pe aripa dreaptă sunt foarte inspirate, fiindcă Lăcătuș are o viteză mult mai bună decât Anderson. Oricând îl poate depăși în alergare pe fundașul stânga al echipei belgiene. Lozano, Freeman, Șifo,
Șut al lui Șifor, respinge frumos Ducadam. Șifor n-ar trebui să fie lăsat să șuteze liber din până la o zonă de 25-30 de metri de poarta noastră. Trebuie să-i se rezerve un marcaj mai strict în preajma careului, fiindcă este un șutor de temut acest Șifor. Iată-l din nou trimițând un balon șutând spre poarta lui Ducadam, pe lângă bara din stânga porții. Minutul 29 de joc și Steaua conduce cu 2-0 prin golurile înscrise de Pițurcă și Balin, și echipa noastră campioană desfășoară un joc calm, lucid. Toți jucătorii sunt angajați în efort, luptă pentru orice balon din dorința, evident, de a izbândi în această dificilă încercare cu campioana Belgiei, Anderlecht, în palmaresul, despre palmaresul căreia v-am vorbit mai înainte, din dorința a Stelei de a se califica în finala Cupei Campionilor Europeni. Evoluțiile ei de până acum, în această ediție a prestigioasei competiții, îi dau dreptul la un loc în finală. Să sperăm că ea va juca la același înalt nivel și de acum încolo, dovedindu-se superioară adversarii sale de astăzi. Bărbulescu până la Ducadam. Bumbescu, Belodedici, Belodedici, Belon cere balonul. Belodedici a încercat să-i trimită lui Lăcătuș, a respins Andersen. Olsen acum. Verkauteren, Lozano, Bălan l-a deposedat cu prețul unui fault și lovitură liberă pentru Anderlecht. La balon este Andersen. Nu va executa el. Verkauteren se pregătește să execute această lovitură. Și Bărbulescu respinge înlăturând pericolul din careul nostru. Grün, Olsen, Peruzovic, lansare pe aripa dreapta lui Van der Eyken, centrare însă defectuoasă, centrarea jucătorului belgian. Vom repune din colțul careului mic. În celelalte partide susținute în Cupa Campionilor Europeni, scorul mă îndeamnă să vorbesc despre acest lucru, Steaua a înscris 10 goluri. Și e interesant de remarcat faptul că pe lista marcatorilor figurează 8 jucători din toate liniile. Deci și apărătorii au participat la atac și mijlocașii cu contribuții concrete, nu mai vorbesc de atacanți. Oaspeții în ofensivă, Verkauteren, Van der Eyken, pasă înapoi până la Andersen, centrare acestuia, a respins Belodedici, Grün, Freeman, Lozano în poziție centrală. Lozano a venit foarte bine înapoi și și-a ajutat cu echipierii Balint. Freeman din nou la balon, Bărbulescu este lângă el, au centrat și periculoasă centrarea lui Freeman și Iovan a trimis în corner. Steaua trebuie să joace mult, mult mai strâns în apărare. Se pare că după acest al doilea gol a intervenit un moment de relaxare în rândurile echipei. E bine să evite aceste perioade, fiindcă
jucătorii de la Anderlecht sunt foarte periculoși în fazele de atac. Lovesc bine balonul cu capul, mă gândesc la Van der Berg, sunt șutori de trecut de la distanță, mă gândesc la Lozano și de asemenea la Schiffer. Lăcătuș. Intrare mai tare a lui Van der Eyken, arbitrul era însă foarte aproape și a dictat lovitură liberă pentru Steaua. Tudor Stoica, Beloni, Pițurcă. Șut al lui Pițurcă, balonul s-a lovit de Peruzovic și până la urmă a ajuns în brațele lui Vecheman. Da, lovitură liberă indirectă, Vecheman uluit. Da, i-a dat pasa în careul lui Schiffer, el trebuia să degajeze, Schiffer trebuia să primească balonul în afara suprafeței, care are de 16 metri, a primit-o și i-a retrimis-o propriului portar și în aceste condiții s-a acordat lovitură liberă pentru Steaua dintr-o poziție foarte bună, foarte aproape, cred că sunt 10-11 metri, s-a executat! Șut! Iovan a fost cel care a șutat. A fost și un moment de neatenție în rândurile apărătorilor de la Anderlecht, în rândurile tuturor jucătorilor de la Anderlecht, fiindcă practic cei 10 jucători de câmp se aflau în propriul careu. Revedeți acum faza, șut și mingea s-a lovit de zid și a trecut milimetric pe lângă bară. Beneficiem totuși de o lovitură de colț. Bărbulescu și Pălonii sunt în preajma balonului. Beloni, centrare lungă a lui Beloni, adresată lui Pițurcă. Nu reușește Pițurcă să ajungă mingea în luptă cu Van der Berg, celălalt noar. Și vor arunca belgienii de la margine. Iată minutul 35 de joc și Steaua a avut din nou o foarte mare ocazie de a-și mări avantajul. Bumbescu, Belodedici, Bălan, Beloni, Lăcătuș, mingea adresată lui Lăcătuș, prea tare. Beloni avea posibilitatea să controleze balonul. Erau plasați pe poziții bune, nu numai Lăcătuș, ci și Pițurcă și Balint. Acțiunea, dacă se dezvolta, putea deveni foarte, foarte periculoasă. Beloni. Belodedici a sărit, a trimis greșit, Andersen. Hens a făcut grâl, arbitrul lasă, nu a lăsat jocul să continue, lovitură liberă directă pentru Steaua. 9 minute până la încheierea primei reprize din partida Steaua-Anderlecht, din semifinalele Cupei Campionilor Europeni, partida retur, și echipa noastră campioană a avut o jumătate de oră excelentă, în care a și înscris de două ori. Apărarea se dovedește sigură în intervenții, cum a fost de altfel în toate partidele pe care le-au jucat în actuala ediție a Cupei Campionilor Europeni. La mijloc se muncește foarte mult. Dar ce este mai important în meciul de astăzi este că cele două vârfuri, Lăcătuș și Pițurcă, sunt într-o permanentă mișcare, într-o permanentă căutare a pozițiilor libere. Da, suntem Stoica și-a dat seama că poate înainta singur spre careul de 16 metri. Lăcătuș, șut din prima! Pe deasupra porții. Acțiune simplă și eficace a Stelei. Acțiune încheiată cu șut. Repune din colțul careului mic Vecheman.
Pöloni a sărit foarte frumos. Acum Bălan, Bumbescu, Bărbulescu. Steaua folosește pasele laterale pentru a atrage pe belgieni în jumătatea noastră de teren, eliberând astfel marea aglomerație de jucători care este în preajma careului belgian în momentele noastre de atac. Pițurcă pornită din nou spre poarta lui Vecheman, l-are pe Peruzovic, se descurcă Balint, Stoica, nu, s-a grăbit Stoica, aș putea potrivi balonul pentru a șuta mai sănătos și mai precis. Derutante acțiunile vârfurilor noastre, Balint, Pițurcă și Lăcătuș, Bălan acum în posesia mingii, până la Bumbescu, Bărbulescu, Van der Berg încearcă să facă pressing, nu reușește, Bărbulescu, pasăm foarte mult și nu cred că facem rău, fiindcă liniștim jocul, ne mai așteaptă, iată încă 5 minute de joc și apoi încă 45 de minute ale celei de-a doua reprize, mai sunt 50 de minute de joc până la fluierul final. Și acțiune ofensivă purtată de Bălan, Lozano îl faultează, dar jocul continuă, Lozano în posesia mingii, Schifo, deci la Verkauteren, pasă până la Freeman și Bărbulescu îl deposedează pe Freeman, dar arbitrul a fluierat lovitură liberă directă pentru oaspeți. Executat Grün până la Lozano, Schifo. Pasă bună pentru Verkauteren, centrare acestuia și intervine Ducadam foarte frumos. Era lângă el și Belodedic. Van der Berg s-a angajat și el în lupta aeriană din fața porții noastre, însă a fost fault la portar. Așa că am și beneficiat de o lovitură liberă directă. Stoica, Iovan, Pöloni, Belodedic, Bărbulescu, Balint, din nou Bărbulescu, Pöloni, țesătură de pase, dar să nu greșim că e mare pericol pierderea mingii aici la mijlocul terenului. Frumoasă trecerea lui Bălan pentru Iovan, centrare, și a încercat să se ducă pe minge Pițurcă, a fost însă împins evident de Peruzovic. Schifo, Olsen, Lozano, Stoica și se fluieră lovitură liberă pentru Anderlecht. A executat Andersen de aici până la Van der Ecken. Schifo, a venit Grün, fundașul dreapta, acum Freeman, Schifo, Peruzovic, Van der Ecken, Verkauteren, centrarea lui Verkauteren și foarte frumos reține Ducadam. Foarte important cum va acoperi suprafața careului de 16 metri Ducadam de acum încolo, fiindcă înțeleg că oaspeții recurg din ce în ce mai des la centrări de pe ambele aripi prin Freeman și Verkauteren.
sau prin cei doi fundași laterale, Grun și Andersen. A fost faultat Stoica. Capitanul echipei Steaua se resimte din duelul pentru balon cu Lozano. Jucătorului nostru îi se acordă îngrijirile necesare. Citind 11-le aliniat astăzi de Steaua și umblând în documentarea pentru partidele susținute de Steaua în actuala ediție a Cupei Campionilor Europene, îmi dau seama că această echipă a ajuns la câteva vreme, a ajuns la o formulă stabilă și orice iubitor al fotbalului poate spune cu ochii închiși, ca să zic așa, 11-le din Ghencea. Steaua a ajuns la acel fericit moment când jocul se leagă foarte bine, o formulă stabilă care a generat o stare de spirit necesară performanței, mari performanțe, stare de spirit în care entuziasmul, dar și luciditatea își au locurile lor bine stabilite. Lovitură liberă, obstrucție la Peruzovici, lovitură liberă indirectă. Dacă bine am înțeles, arbitrul era cu brațul sus. Da, lovitură liberă indirectă pentru Steaua, execută Băloni. Balint, este și Belodedici în careu. Mingea lui a fost adresată, n-a reușit să rea cu capul Belodedici Șifo. Lupta acolo a fost o luptă frumoasă pentru balon în careul lui Anderlecht. Bălan a recuperat. Centrare. Dar Pițurcă era în poziție de offside și în acest moment arbitrul partidei, Volker Roth, a fluierat încheierea primei reprize. O repriză foarte frumoasă, un fotbal foarte frumos, având în prim plan și ca solist echipa Steaua, care prin golurile înscrise de Pițurcă în minutul 4 și Balint în minutul 23 a concretizat doar două din multe alte situații de gol pe care le-a avut pe parcursul acestei reprize. Dorim ca echipa noastră campioană să aibă o evoluție pe măsură, poate chiar și mai bună, în cea de-a doua repriză, pentru a face astfel marele pas spre finala Cupei Campionilor Europeni. Pe timpul. Reluăm, stimați telespectatori, transmisia noastră directă. Repriza a doua partidei Steaua Anderlecht, un meci extraordinar care în prima repriză ne-a arătat o echipă Steaua hotărâtă să-și joace cu toată puterea, cu tot talentul, șansa ei de calificare. Aveți acum în reluare cele două momente de vârf ale primelor 45 de minute, golurile înscrise de echipa noastră campioană în partida de astăzi cu Anderlecht. Pătrundere a lui Pițurcă, era minutul 4 de joc și Vecheman a fost bătut 1-0. Un gol superb înscris de Pițurcă. Corner, minutul 24. Pițurcă trimite înapoi balonul până la Balint, care șutează din vole și portarul lui Anderlecht este nevoit să scoată pentru a doua oară balonul din plasă. În acest, cu câteva secunde în urmă, cât ați văzut dumneavoastră relurile celor două goluri înscrise de Steaua în meciul cu Anderlecht, jocul s-a reluat. Nu remarc nicio schimbare în cele două echipe, deci aceleași formații. Balonul în posesia belgienilor, Van der Berg, în apropierea lui este Belodedici, care deși îmbrâncit pur și simplu de Van der Berg, nu a reușit să șuteze balonul,
Acum Lăcătuș. Andersen a reușit să-l deposedeze. Iovan în duel cu fundașul belgian. Jocul continuă, de posedare corect a lui Iovan. Bălan. Stoica. Pițurcă. Din nou într-o poziție bună, se demarcă extraordinar. Pițurcă astăzi l-a găsit liber pe aripa dreaptă pe Lăcătuș. Dribling-uri reușite ale lui Lăcătuș. A trimis în careu spre Pițurcă. Dar Grun a acordat out. Palint a aruncat până la Pioloni. Pioloni a trimis înalt în careu. Peruzovic a respins. Bălan. Început bun de partidă al Stelei, cu atacuri viguroase la poarta lui Vecheman. Și din duelul său cu Andersen, Lăcătuș obține o aruncare de la margine. Am executat Lăcătuș și de data aceasta câștig de cauză are Andersen. Tot el a repus de la margine. Lozano. Schifo. Grun venit și el în ajutorul atacului. Palint. Schifo venit din spate, faultează. Protestează în zadar internaționalul belgian, care are și un gest mai puțin controlat. Arbitrul de altfel îi atrage atenția. Deci fault asupra lui Stoica și lovitură liberă pentru Steaua. Să vă reamintesc că formațiile, spuneam că nu au intervenit schimbări. La Anderlecht în poartă Vecheman, jucători de câmp Peruzovic, Grun, Schifo, Andersen, Verkauteren, Van der Ecken, Freeman, Van der Berg, Olsen și Lozano. Steaua în poartă cu Ducatam, jucători de câmp Iovan, Bărbulescu, Bumbescu, Stoica, Belodedic, Lăcătuș, Bălan, Pițurcă, Palint și Pioloni. Lovitură liberă, un fel de corner. Lăcătuș și Peruzovic a respins. Bărbulescu către Palint. Acolo este Olsen care protejează balonul și vor repune belgienii din colțul careului mic. Peruzovic, internațional iugoslav. Din nou Peruzovic până la Grun. Vine Pițurcă, dar nu reușește să-l păcălească pe Schifo. Van der Ecken. În offside clar, Verkauteren. Observ o modificare în așezarea pe teren a belgienilor. Aș reține în primul rând faptul că linia fundașilor acum numără doar 4 jucători și nu 5 ca înainte, fiindcă Olsen liberoul avea în fața lui alți 4 jucători. Și faptul că Verkauteren nu mai joacă la mijloc, ce a trecut în linia de atac, se joacă un 4-3-3. O așezare similară cu cea a Stelei. Tribunele încurajează frenetic echipa noastră campioană, care, vă reamintesc, conduce cu 2-0 în meciul de astăzi cu Anderlecht. Ne aflăm în minutul 51 de joc. Lovitură liberă. Pioloni respectă indicația arbitrului. Balonul s-a lovit de Andersen.
Stoica acum până la Bălan. Și lansat în ofensivă Iovan, iată-l fundașul dreapta. Dornic și el să pună în pericol poarta lui Vecheman. Șifo a câștigat bălonii doar pentru o clipă, fiindcă se va arunca, s-a și aruncat de la margine. Stoica, poziție bună, poate pătrunde frontal. L-a găsit pe Pițurcă, pasă cu căștăinul lui Stoica. Ordinar ocazie, minutul 52 de joc, gol clar. Revedeți faza, ocazie uriașă, uriașă, cum au mai fost alte trei în prima repriză. Acest al treilea gol se lasă așteptat, fiindcă simt că în momentul în care Steaua va înscrie al treilea gol, oaspeții noștri vor cădea, ca să zic așa, psihic, desigur, cu repercusiune asupra evoluției lor pe plan tactic și fizic. Iovan. Publicul îl încurajează pe Stoica. Lăcătuș a preluat balonul cu mâna. Hans Andersen a executat. Lozano. Și Bălan. Harnic, ca de obicei, prezent acolo unde este balonul, a trimis în afara terenului de joc Van der Reyken. Van der Reyken în duel cu Iovan, internaționalul nostru. Jucătorul Stele a reușit să-l deposedeze. Iovan, minge adresată lui Iovan. Van der Berg pe linia centrării, dar și în poziție de offside. Van der Berg nu avea șanse să joace acest balon, fiindcă lângă el se afla Bumbescu. Deci offside, s-a executat lovitura liberă. Iovan. Lăcătuș. Rămâne Lăcătuș în posesia balonului, se descurcă foarte frumos. Bălonii. Deschidere foarte frumoasă pe partea stângă pentru Balint, care pleacă vijelios spre poarta adversă. A încercat să pătrundă printre doi apărători, nu a reușit și a pierdut mingea. Este necesară o bună regrupare în apărare, momentele când Anderlecht intră în posesia balonului. Van der Reyken, Șifo, în careul nostru, vine din urmă Belodedic, Stoica, Iovan respinge, Van der Reyken îi trimite în adâncime, șut și Ducadam apără. Verkauteren a fost cel care a rămas practic liber, complet demarcat. Revedeți această fază extrem de periculoasă la poarta noastră, dar și intervenția de-a dreptul senzațională a lui Ducadam, care a înlăturat pericolul. Iată că ce spuneam mai înainte se adeverește. Momentul apărării trebuie tratat cu foarte, foarte mare atenție, fiindcă zvâcnirile pe atac și pe contraatac ale lui Anderlecht sunt tot mai periculoasă. Belodedic. Bumbescu. Bălonii. Lăcătuș cere mingea, nu primește. Bălan. Bărbulescu. Înapoi spre Bălonii. Încercăm să dislocăm apărarea belgiană. Peruzovic și-a repus echipa în ofensivă. O minge adresată lui Șifo este recuperat mai întâi de Bumbescu și acum de Bărbulescu, care a rămas în posesia balonului. Balint. Pătrunderea lui Balint spre centrul terenului. Bălonii este urmărit de Van der Reyken.
Belotedic, Stoica și învăluire frumoasă a lui Jovan pe aripa dreaptă, l-are pe Andersen în față, se apropie de careu, dribling-uri frumoase, dar îl deposedează Verkauteren. Andersen, Lozano, de aici până la Freeman și venit din spate, Bellone trimite în brațele propriului portar. Mingea a ajuns la Bărbulescu, de aici la Balint. Publicul scandează, luptă Steaua. Jucătorii Stelei sunt conștienți că au o misiune grea în partida de astăzi, în fața unui adversar extrem de puternic, dar iată pe care îl conduce cu 2-0. Scor calificabil, ca să zic așa, după acel 0-1 în meciul de la Bruxelles. Peruzovic greșește preluarea și nu mai reușește să preia balonul. Vor arunca de la margine jucătorii noștri. Stoica. Balint. Bărbulescu. Balint. Preluare frumoasă, dribling frumos al lui Balint, pătrundere la marginea careului. Olsen intervine prin alunecare, dar să obținem corner. Poate fi executat rapid, fiindcă apărătorii belgeni nu sunt așezați. Bărbulescu însă mai așteaptă. Belotedic prezent ca întotdeauna în careul belgenilor la aceste momente fixe. Lovitură liberă pentru belge, n-am înțeles ce a fost. Intervenția lui Belloni nu mi s-a părut a fi neregulamentară, dar în sfârșit arbitrul de centru Volker Roth este cel care a fost mult mai aproape de fază decât noi. Și Ducadam repune în joc, până balonul în joc, până la Belotedic și de aici la Belloni. Pițurcă și lângă el, ca de obicei, Peruzovic. Bărbulescu, frumos driblingul lui Bărbulescu. Balint a fost evident faultat de Grün și arbitrul a fluierat lovitură liberă pentru Steaua. Bărbulescu se resimte un pic după duelul pentru balon cu Grün. Steaua, deci, lovitură liberă. Belloni. Bumbescu, îl văd că face semn să primească. Lăcătuș a trimis, a retrimis balonul în fața porții lui Vecheman, dar portarul belgian a reținut. Belloni. Lăcătuș, Balint. Se apreciază neregulamentară intervenția lui Lăcătuș. Văzându-l aproape pe aripa stângă pe Lăcătuș, vrea să remarc mobilitatea vârfurilor Stelei în această partidă. Încrucișările derutante pentru apărătorii belgeni și mă gândesc în primul rând la apărătorul central de marcare Peruzovic și la liberoul Olsen, încrucișările dintre Lăcătuș și Pițurcă, la care a participat deseori și Balint. Belloni. Bărbulescu, dar out pentru belgeni. Olsen a executat. Van der Reken, Lozano și Fo șutează mult peste poarta lui Ducadam. Jovan. Lăcătuș și un nou fault
al lui Andersen asupra lui Lăcătuș. La nu știu câta oară arbitrul de centru îi atrage atenția fugașului stânga al lui Anderlecht, care vă reamintesc că a primit în prima repriză un cartonaș galben. Pițurcă. Ținem o aruncare de la margine. Iovan. Pöloni. Iovan. Lăcătuș. Pöloni. Nu s-a ridicat Fanionul. Iovan pătrusese, se ridicase Fanionul. Iovan a fost în poziție de offside. Șut dintr-o bucată lui Belotti. Petemar scoate cu un efort uriaș de la 45 de metri, 40 de metri a șutat. Din nou Belotti cu capul. E necăjit liberoul. Îl văd cum dă cu pumnul în gazon. L-am văzut cum dă cu pumnul în gazon pe Belotti, care iată, într-un singur minut a pus de două ori în mare pericol poarta lui Vecheman printr-un șut de la 40 de metri, poate peste 40 de metri, și la această lovitură, la acest corner, când tot el cu capul a trimis însă în brațele lui Vecheman. Alte momente fierbinți la poarta belgiană, păcat că din atâtea faze de gol nu am reușit să fructificăm decât două, și asta în prima repriză, în minutele 4 și 23, prin Pițurcă și Balin. Ne aflăm în minutul 63 de joc, Steaua conduce cu 3-0 și stăpânește, am putea zice, terenul, stăpânește jocul, se află la cârma jocului, cum se spune. Stoica, Bălan. Pălan a rămas în continuare în posesia balonului. Bărbulescu. Balint cere mingea, nu o primește, era într-o poziție bună. Iovan, tot mai dese incursiunile pe arepa dreaptă ale lui Iovan. Lăcătuș. Balint, iată-l venit tocmai pe arepa dreaptă pe Balint. Trecere frumoasă a lui Balint, îl găsește pe Lăcătuș. Da, până la urmă a reușit extrema Stelei să preia doar pentru o clipă. Șut prin surprinderea lui Bălan. Un șut aplaudat de cei aproximativ 35.000 de spectatori prezenți astăzi în tribunele stadionului din Ghencea. Spectatori care încurajează frenetic echipa noastră campioană. Ați avut mai devreme reluarea șutului lui Bălan peste transversarea porții lui Vecheman. Repune de la margine Grün. Lozano, mai rapid este însă Pöloni. Andersen a preluat greșit. Lăcătuș se bate pentru această minge. A alergat foarte mult și mare efort, mare risipă de efort la Lăcătuș astăzi, care se bucură, în ghilimele de sigur, de un marcaj foarte sever, uneori dincolo de limitele regulamentului, de marcajul lui Andersen. Iovan a respins. Bumbescu, dintr-o poziție incomodă, nu a avut altă soluție decât să trimită în afara terenului de joc. Depun belcienii. Freeman a aruncat până la Van de Reiken. Pasă greșită a lui Van de Reiken. Apropo de acest jucător, purtătorul tricoului cu numărul 7, el a evoluat de asemenea într-un meci cu Steaua în 1976, pe atunci el era la FC Bruș. Despre Van de Reiken vă vorbeam. Lăcătuș s-a grăbit, a încercat să-i trimită o pasă dintr-o bucată lui Stoica, care se afla pe centrul terenului. Atac al belgienilor. Respinge Bumbescu și da, într-adevăr Van der Berg era în poziție de offside. Arbitrul a fluierat. Bălone a executat. Iovan. Pițurcă.
în duel cu Peruzovic. Pițurcă nu se lasă, foarte frumos. Dar se apreciază că Pițurcă l-a ținut pe Peruzovic. Și arbitrul Volker Roth, arbitrul de centru în această partidă din Republica Federală Germania, a fluierat fault oaspeții în atac acum. O fază extrem de periculoasă, autor același Verkauteren. Pătrunderile lui Verkauteren pe aripa stângă devin din ce în ce mai periculoase. Marcajul în acea zonă, am senzația că are de suferit. Stoica a încercat să intre în combinație cu Balint, nu a reușit. Peruzovic în flancul drept al apărării noastre, există acolo o fisură, fiindcă prea ușor pătrunde Verkauteren spre poarta lui Ducadam. Probabil că Bălan întârzie la venirile spre poarta noastră, în momentul în care Bergeni se dă posesia balonului. Pleacă pe atac, foarte frumos, Balint, pătrunderea lui Balint, vine din spate Van der Reken, îl faultează, însă arbitrul dictează lovitură liberă pentru belgieni. Grün, Lozano, Schiffo, Van der Reken. Și frumoasă, spectaculoasă și eficientă intervenția lui Bumbescu. Bălan, Stoica, Bălan, Iovan, iată-l ca un veritabil atacant, trimite în centru, spre Lăcătuș, preluarea lui Lăcătuș, nu te poate! Nu știu câta ocazie de gol la Stelei. Revedeți faza. L-a depășit și pe portarul Vecheman de această dată și nu a reușit să trimită balonul în plasă. Lipsă de concentrare a jucătorilor noștri în fazele de finalizare în această a doua repriză, fiindcă ocazii de gol au avut. Ultima s-a consumat în minutul 68 de joc, când Lăcătuș l-a triplat și pe Vecheman și a trimis peste transversala porții belgieni. Iovan, pasă lungă pentru Bălan, intervine liberoul Olsen. Lozano, Andersen a scăpat, n-a reușit să preia balonul, este out. Vor executa jucătorii Stelei. Ar trebui dată mai multă consistență acțiunilor ofensive ale Stelei, dar aceasta pe fondul unei griji sporite față de închiderea culoarelor pentru atacanții belgieni și mai ales pentru infiltrările venite de la care participă jucători din linia a doua. Mă gândesc cu pregătire la Verkauteren, care în două rânduri s-a aflat în bune situații de a înscrie. Lovitură, între timp Balint a fost faultat, lovitură liberă pentru Steaua. Spectatorii scandează gol, sunt nerăbdători să vadă și doresc din toată inima, cum dorim noi toți, iubitorii fotbalului din țară, un al treilea gol pentru Steaua, care ar însemna practic calificarea echipei noastre în finala competiției. Ne repliem, pasă pe aripa stângă până la Lozano, a intervenit acolo Stoica, a venit din spate și Iovan, Lăcătuș, Pițurcă, l-are în față doar pe Olsen, dar Olsen, experimentatul Olsen,
are 37 de ani, jucătorul belgian. A reușit să-l deposedeze pe Pițurcă. Gol! 3-0, Pițurcă, bravo Pițurcă! O atmosferă de nedescris aici pe stadionul din Ghencea, revedeți golul! 3-0, Lăcătuș, intervenție neinspirată a lui Peruzovic, balonul ajunge pe capul lui Pițurcă. Pițurcă scrie al doilea gol în această partidă. Minutul 71 de joc, Steaua conduce cu 3-0. Vă spuneam, o bucurie, entuziasm de nedescris aici în tribunele stadionului. Din nou aveți golul înscris de Pițurcă pe micul ecran. Entuziasm de nedescris, galeria stelistă cântă, dansează, salutând cu mare entuziasm acest al treilea gol al Stelei, gol realizat de Pițurcă. După atâtea ocazii, uriașe ocazii avute de Steaua, era păcat să nu vină și acest al treilea gol, aș zice eu, asigurător pentru echipa noastră campioană în ce privește calificarea în finala Cupei Campionilor Europeni. Aruncare de la margine, minutul 73 de joc. Aruncat Bărbulescu, tribunele scandează Steaua, Steaua, merită din plin această atmosferă jucătorii noștri care au evoluat, au făcut astăzi o partidă de excepție. Cu o luciditate extraordinară, cu o dăruire în joc, ce rar se poate vedea pe un stadion, jucătorii Stelei au reușit să iau un avantaj de 3 goluri, a plecat Lăcătuș pe contraatac. Fechemare este nevoit să intervină în afara careului, să trimită în aut. Desigur, Deruta a început să-și arate semnele, Deruta în rândurile jucătorilor belgieni. Sunt momente extraordinare aici pe stadionul Ghencea. 3-0 pentru Steaua, minutul 74 de joc. Primele două goluri înscrise în prima repriză de Pițurcă, minutul 4 și Banet, minutul 23, și Pițurcă, al treilea gol pentru Steaua, al doilea său gol în minutul 72. Iată că după evoluția foarte bună a lui Pițurcă, în ultima verificare cu publica Stelei, în meciul cu Rapid din campionat, când a scris 3 goluri, iată că Pițurcă și astăzi face o partidă de excepție, reușind să înscrie 2 goluri în poarta echipei Anderlecht. În echipa belgiană se pregătește o schimbare. Îl văd pe teren pe jucătorul cu numărul 15, Gudjonsen. Unul din jucătorii de la Anderlecht s-a accidentat, nu dau seama acum cine e. Am senzația că este Freeman, da, jucătorul cu numărul 8, Freeman, care deocamdată nu-l văd pe teren. De fapt, la Anderlecht s-au produs 2 schimbări, fiindcă a intrat și jucătorul cu numărul 16, Demol. 2 schimbări, manevre tactice disperate ale antrenorilor Arni Han și Martin Lippens, antrenorii lui Anderlecht, în încercarea de a răsturna soarta partidei. Foarte greu în condițiile în care Steaua desfășoară un joc lucid, calm, în care toți jucătorii se angajează fără menajamente în efort. Iată-l pe Pălan. Lui Bălan îi se arată cartonașul galben pentru intervenția de mai înainte la Andersen. Timpul trece din ce în ce mai greu, un sfert de oră până la încheierea partidei. Steaua, vă reamintesc, conduce cu 3-0 și vă reamintesc de asemenea că în tur la Bruxelles
Anderlecht a câștigat la o diferență minimă cu 1-0. Lovitură liberă pentru Anderlecht, aglomerație mare de jucători în suprafața în careul nostru de 16 metri. Și balonul este reținut cu siguranță de Ducadam, care a avut o evoluție foarte bună de-a lungul întregii partide. În această a doua repriză, având o intervenție, a zice, salutară, senzațională, la pătrunderea lui Verkauteren în careul nostru de 16 metri. Belgienii se grăbesc, sunt conduși cu 3 goluri. Se încearcă cu foarte multe centrări, însă Bumbescu domină spațiul aerian, ca să spun așa, al careului nostru de 16 metri. Van der Ecken trimis spre Gudjonsson, de acolo la Demol, și Bumbescu se află la post. Lăcătuș față în față cu Andersen, preluare frumoasă a lui Lăcătuș, Bălan, Iovan, Palint este liber pe aripa stângă, iată, n-a primit balonul, a respins doar pentru moment Grun, rămânem la minge, Palint se bate extraordinar pentru minge cu Freeman, Freeman faultează și lovitură liberă pentru echipa Steaua, minutul 78 de joc, mai sunt doar 12 minute până la încheierea partidei, Lăcătuș, Pițurcă! Dribling lui Pițurcă, dar a fost Hens. Au și executat belgienii, să grăbesc, Schifo, dribling lui Schifo în fața lui Stoica, Freeman, centrare, Ducadam este pe direcția balonului, pe traiectoria balonului și reține cu siguranță. Bălan, aplauze meritate pentru Ducadam, Iovan, Belodedic, Lăcătuș, care a câștigat astăzi net duelul său cu Andersen. Iovan a fost faultat, lovitură liberă pentru echipa noastră. Lăcătuș, iată, o nouă intervenție neregulamentară a lui Andersen în duelul său cu Lăcătuș. Ne apropiem din ce în ce mai mult de careul de 16 metri al oaspeților. Am executat Bălan, preluare a lui Bălan, însă Verkauteren a câștigat duelul, nu pentru multă vreme. Bălan, poziția lui Bălan a fost apreciată ca fiind offside și vor executa belgienii. Schifo, marcajul la Schifo, conducătorul de joc al lui Anderlecht și nu numai conducător de joc, ci și realizator multe din partidele pe care Anderlecht le-a susținut în cupele europene, ca și în campionat de altfel. Schifo astăzi a fost marcat cu mare strictețe, el neputând să-și desfășoare jocul obișnuit, fapt ce a slăbit mult randamentul echipei sale. De altfel, acest lucru a fost una dintre învățămintele trase după partida de la Bruxelles, când Schifo a avut perioade care a acționat în voie, în preajma careului nostru de 16 metri. Acum însă marcajul l-a împiedicat să mai pună în un fel în pericol poarta lui Ducadam. În schimb, Palint se avântă în atac, Pițurcă. Frumos dribblingul lui Pițurcă spre deliciul publicului. Stoica, Bălan, în adâncime pentru Lăcătuș, arbitrul de margine ridică fanionul,
offside la Lăcătuș. Van der Eken. Iată-l pe liberoul Olsen, în careul nostru de 16 metri, pătrundere a lui Olsen, dar balonul a ieșit în afara terenului, repunem din colțul careului mic. Steaua încearcă să liniștească jocul, are și motive suficiente, a depus un efort enorm de-a lungul celor 80 de minute de joc, efort concretizat, efort fizic și de inteligență concretizat în cele 3 goluri înscrise până acum în poarta lui Anderlecht. Acum la balon Demol, dar au intervenit apărătorii Stele, a greșit Jovan Verkauteren. Șut al lui Gudjonsson, însă pe mijlocul porții, ușor de balonul a fost prins de Ducadam. Pițurcă, dar Lăcătuș nu și-a dat seama că a rămas în poziție de offside. Arbitrul a fluierat. Mai puțin de 8 minute până la finalul partidei. Steaua conduce cu 3-0. Ne apropiem de... Mai sunt 7 minute până la încheierea acestei partide, care, dacă scorul va rămâne nemodificat și suntem convinși că așa va fi, Steaua nu va ceda până în ultima clipă. Vom fi martorii unei victorii de răsunet a echipei noastre campioane în cea mai prestigioasă competiție continentală intercluburi. Șifo la marginea careului în fața lui Jovan. Centrare, sare Bărbulescu. Nu reușim să blocăm balonul. De-abia acum prin Stoica. Pasă pentru Bălonii. Prea lungă în duel Bălonii și Olsen. Câștigă Olsen. Revin belgienii. Van der Eken. Șifo, Bălan. Respingem Palin. Putem profita de această situație bună, 3 contra 4, 3 steliști contra 4 de jucători de la Anderlecht. A încercat Lăcătuș să-i centreze lui Pițurcă, nu a reușit, Balint. Trimite înapoi lui Jovan, foarte bine, trebuie calmat jocul. Sunt 7 minute până la final. Greu trece timpul. Bălan. Lăcătuș. Dumbescu. Și din nou în brațele lui Ducadam. Anderson. Greșit apărătorii belgieni, Lăcătuș, pasă! Foarte bună pasă adresată lui Pițurcă, Pițurcă însă n-a putut prelua mingea, preluarea lui prea lungă, balonul a ajuns, revedeți această fază, înțeles că Pițurcă a vrut să preia, însă preluare prea lungă și Rechemann a reținut. Lovitură liberă pentru Anderlecht de la aproximativ 30 de metri de poarta noastră. Jucătorii Stelei vor face zid. Am intrat în minutul 85 de joc, 5 minute până la finală. Steaua în continuare conduce cu 3-0 în partida retur din semifinalele Cupei Campionilor Europeni. Vă reamintesc scorul de la Bruxelles. 1-0 pentru Anderlecht. Andersen surprins în poziție de offside. Și în tribune. Și în tribune se simte nerăbdarea. Toată lumea dorește încheierea acestei partide la acest scor, care ar însemna
O extraordinară performanță pentru echipa noastră campioană, pentru fotbalul românesc în general. Acest scor, această victorie la 3 goluri diferență ar însemna calificarea echipei Steaua în finala Cupei Campionilor Europeni, cea mai prestigioasă competiție continentală intercluburi și, de ce n-am spune, cea mai importantă competiție intercluburi din întreaga lume. Belloni spre Lăcătuș. O schimbare și la Steaua, în locul lui Palin va intra Radu Doi. Aplauze pentru Palin, care astăzi a făcut o partidă foarte frumoasă, a jucat foarte bine, cum au jucat toți cu echipierii lui în această dificilă întâlnire cu Anderlecht. Deci Radu Doi îi ia locul lui Palin, îl văd pe Palin șchiopătând. Asta cred că este și motivul pentru care a fost înlocuit. Van der Perk obține o aruncare de la margine. Mai sunt 3 minute până la încheierea meciului. Pasă lungă până la Lăcătuș. Andersen preferă expectativa decât să intre. Bălan, pătrunderea lui Bălan, în care o trimite peste Beckerman, dar și peste bară. Nu peste bară, fiindcă portarul lui Anderlecht a reușit în ultima clipă să atingă balonul cu mâna. Revedeți pătrunderea lui Bălan, foarte frumoasă, și Beckerman a reușit să trimită peste bară. Obținem o aruncare de la colț. O nouă situație foarte bună de a înscrie a Stelei. Minutul 88, ne apropiem de finalul minutului 88, 2 minute și 2 secunde până la încheierea partidei, după cronometrul stadionului, deci lovitură de colț, mai puțin de 2 minute. Belloni direct pe poartă și Beckerman trimite iarăși în corner. Meciul este privit în picioare, practic, acum de cei 35.000 de spectatori care scandează numele echipei noastre campioane, astăzi autoarea unei victorii de răsunet în fața campioanei Belgiei, Anderlecht, despre palmaresul căreia de altfel v-am vorbit pe parcursul acestei partide. Stoica! Șut din volei, foarte frumos! Lăcătuș pierde în favoarea lui Verkauteren, de aici la Gudjonsson. Gudjonsson păstrează balonul, încearcă să-i trimită în adâncime spre De Bol. Intervine Ducadam, dar faultează și lovitură liberă indirectă pentru Anderlecht. Mai puțin de un minut, vă repet, după cronometrul stadionului, arbitrul nu a arătat prelungiri, mai puțin de un minut până la încheierea partidei. Lovitură liberă pentru Anderlecht. Respinge Jovan, foarte frumos. Gudjonsson retrimite, acolo este Bumbescu. Lăcătuș se bate pentru balon cu Schifo și se fluieră lovitură liberă pentru belgieni. Se grăbesc precipitare în rândul oaspeților noștri. Partida se apropie de final. Suntem în ultimul minut de joc. Tribunele sunt în picioare. Zecile de mii de spectatori cântă, aplaudă. O atmosferă entuziastă. O atmosferă pe măsura marului eveniment întrebit astăzi de echipa Steaua, de întreg fotbalul românesc. Ne apropiem de o victorie de o victorie cu 3-0 în fața lui Anderlecht, pentru prima dată astfel o reprezentantă a fotbalului nostru va intra într-o mare finală continentală. Ziua de astăzi, 16 aprilie, devine și va deveni fără îndoială o dată de referință în fotbalul românesc. O nouă schimbare în echipa Steaua, o schimbare tactică, ca să zic așa. Bărbulescu este înlocuit Dacu Weisenbacher. Spuneam, o dată 16 aprilie,
o dată de referință în fotbalul românesc prin truda și talentul acestor minunați jucători ai Stelei, pentru care dragostea față de culorile dragi ale patriei le-a dat tăria și puterea și curajul de a se bate fără odihnă pentru victorie, pentru calificare. Victoria surâde celor curajoși și aceștia au fost jucătorii Stelei. În acest moment, arbitrul partidei a aflerat încheierea meciului. Steaua câștigă cu 3-0 în fața lui Anderlecht. Steaua este în finala Cupei Campionilor Europeni. Vedeți de altfel și pe marea tabelă electronică a stadionului.